Se spune că în spatele oricărui zgârie nori se află un eu sau un ego mai mare decât înălțimea lui. Babelul, primul zgârie nori din istorie, a avut în spate un ego mai mare decât el însuși. Babelul a fost monumentul globalizării. Primul monument al globalizării. Auziți cum începem. În Geneza, capitolul 11, ne spune așa. Auziți, versetul 4. Haidem să ne zidim o cetate, un turn al cărui vârf să atingă cerul, să ne facem un nume, ca să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului. Vom vorbi astăzi despre visul babilonian. Știți, și America are un vis și a implementat ideea asta de American Dream sau de vis american, a implementat-o peste tot. Nu este vorba că și alții ar avea visul lor. Comentariile spun, francezii nu au un vis francez. Românii n-au un vis românesc. Americanii au un vis american și au reușit să îl prezinte tuturor. Bine, astăzi aș vrea să vorbim despre visul Babilonului. Babilonul a avut un vis al lui, fără discuție. Și un vis puternic. Spuneam că Babilonul este, sau Babelul este monumentul globalizării. Este monumentul unei ordini sociale. Știți, după potop, imediat, oamenii au trăit în modul propriu, individual, natural. Fiecare s-a dus și, ce să spun, lumea era deschisă înaintea lor. În momentul acela, după potop, imediat când au coborât din corabie, puteau să facă din pământ paradis sau puteau să facă iad. Puteau să facă orice. Visul le aparținea, direcția le aparținea, ce vor face cu lumea și cu ei, ținea de ei înșiși. În această mare diversitate de posibilități, Babilonul sau Babelul s-a instalat ca fiind acela care a dat pentru prima dată o ordine întregului pământ. Și era o ordine mondială și era o nouă ordine mondială. Ce se întâmplă? Spuneam că Babelul a fost un monument. Întrebarea mea este, n-aveau un monument? Le trebuia un monument? Aveau un monument sau nu? Înainte de Babel. Era unul, da? Care era? Bun, vorbiți despre creațiune, vorbiți despre sabat. Eu vorbesc despre un monument real, material. Nu real, material adică. Era un monument material extraordinar pentru ei? Poftiți? Corabia. Corabia era, într-adevăr, monumentul performanței extraordinare. Trecuse printr-un potop care durase cât? Aproape un an de zile. Era corabia aceea, singura corabie din istorie care n-a avut, i-a lipsit un element esențial, fundamental. Ce i-a lipsit? Cârma, mulțumesc. N-a avut cârmă. Ca urmare, a cârmit-o sau a cârmuit-o altcineva. Era suficient de mare încât i-a luat lui Noe 120 de ani, iar Noe n-a fost un om sărac. Cu alte cuvinte, este vorba de concentrarea unei averi extraordinare în acel proiect.
proiectul respectiv exista, corabia exista. Unde era localizată? Pe muntele Ararat. Acolo rămăsese Noe cu familia sa, acolo se construise primul altar, acolo se construise prima biserică, acolo erau oamenii religioși care țineau de Dumnezeu și de Scriptură, iar după câteva generații asistăm la o avalanșă umană care pleacă de pe vârful muntelui Ararat și se rostogolește spre vale în căutarea unui loc larg, frumos, relaxat pentru o nouă omenire și pentru o nouă ideologie. Acești oameni care au de gând să se liberalizeze, să se elibereze de legea lui Dumnezeu, să se elibereze de ideea aceea ciudată a faptului că Dumnezeu judecă păcatul și că îl pedepsește cu trimitere la potop, știți? Când oamenii vor să scape de ideea asta, ei lasă corabia în urmă, monumentul acela extraordinar îl lasă în urmă, îl anulează prin faptul că nu se mai duc să-l vadă, îl anulează din gândirea lor, din preocuparea lor și în locul acestui monument se gândesc să înalțe un altul care să nu mai poată să fie trecut cu vederea. Și monumentul acesta al doilea, care rivalizează cu corabia, care e mai important decât corabia din punctul lor de vedere, care marchează un început de civilizație, monumentul acesta se numește Babel. Bab-ilu, care tâlmăcit înseamnă poarta zeilor. Astăzi se vorbește despre universul nostru și despre meta-univers, despre universul de dincolo, mai multe dimensiuni. Acolo, la turnul Babel, presupuneau ei că acolo se unesc cele două universuri. Universul material al lumii noastre cu universul supramaterial sau meta-universul de dincolo. Acolo, din meta-univers, se transmit mesaje către mica noastră lume. Acolo trebuia să stea cineva să prindă aceste mesaje, să le trimită mai departe către civilizația aceasta. Ăsta era mitul Babilonului și în același timp și visul Babilonului, să unească o omenire întreagă, iar el să fie acea antenă, e parabolică sau cum e? Acea antenă, acel turn prin care să prindă mesaje din spațiu și cu ajutorul lor să conducă întreaga omenire. Cum vi se pare? Da, nu este... Nu este puțin științifico-fantastic? Dar mai mult decât atât, nu se aseamănă foarte mult cu tipul de gândire pe care îl avem noi azi? Lumea noastră, să știți că a alunecat destul de mult în mitologic sau în mistic. Numai că noi nu numim lucrurile acestea ca fiind mitologie și ca fiind misticism, ci le numim ca fiind știință. Că le numim science fiction, adică știință... fantezist, asta e o altă problemă, dar tot știință le zicem. Și de la o vreme science fiction-ul a reușit să fie un fel de vis științific care o ia puțin înainte, anticipează realitățile noastre. Și datorită visului noi spunem, noi suntem aici, dar în curând vom ajunge visul și probabil că îl vom și depăși. Lumea noastră este inoculată de astfel de idei. Este bulversată de astfel de idei. Sunt siguri, spunea domnul Harari, suntem siguri că secolul care urmează va fi secolul în care știința va trebui să descopere secretul pentru a birui ce? Moartea. E științifico-fantastic? Este. Dar oamenii de știință o iau în serios. Sigur. Mă întorc la Babilon. Deci, corabia este înlocuită cu turnul. Condamnarea răului care s-a întâmplat în lumea antediluviană, atunci când Dumnezeu a dus potopul peste lume, separarea între bine și rău va fi și ea înlocuită cu ce? Cu umanismul teribil al turnului Babel.
Umanismul genial sau geniul uman este omul acolo, vom veghea ca să nu se mai întâmple a doua oară ceva de tipul potopului. Asta a fost ideea turnului Babel. Să nu mai intervină Dumnezeu. Și dacă va interveni, soluția să fie unde? La noi în buzunar, sigur că da. Să ne ridicăm atât de sus încât pot să vină apele, dar noi să fim deasupra apelor. Și astfel genialitatea, familiile regale, cei mai importanți oameni să scape. Pot să se ducă, cine să se ducă? Cei care stăteau la parter. Da? Cei care stăteau la parter, cei săraci, cei amări, ei să se ducă. Rămâne cine? Rămâne cei care stăteau sus. Cei care ajungeau în vârful turnului Babel, cei care erau privilegiații sociali și așa mai departe. Nu seamănă. Seamănă cu ceea ce este societatea de astăzi. Să se ducă cine? Și să rămână cine? Nu se pune problema din nou așa? Este suprapopulat pământul și dacă mai merge mai departe așa, se va prăbuși pământul întreg. Și decât să se prăbușească pământul întreg, mai bine... Nu știu de ce le trec unor oameni prin gând ideea de copilire. Știți ce înseamnă copilii, da? Română. Mai smulgi pe câte unul ca să-i rărești. Pentru ca să crească cine? Cei care rămân. Uneori am crezut că tipul ăsta de gândire e criminal. Așa am crezut eu. Și am crezut că nimeni nu va avea curajul să gândească în felul ăsta. Când se făceau filme de felul ăsta mai de mult, cei ce gândeau așa erau identificați ca fiind dușmani. Astăzi, numai așa, astăzi se vorbește, cum zicem noi, pe șleau. Se spune, nu, unii dintre noi va trebui să facă loc celorlalți. Cei de la parter, bineînțeles. Nu cei de sus. Tipul ăsta de gândire îl trăiesc și îl trăiești tu. E aproape incredibil. E de necrezut să auzi spunându-se lucruri de felul ăsta. Cu toate acestea, se spun astfel de lucruri. Salvarea dinainte de potop a fost providențială. Cine a salvat lumea de apele potopului? Poftiți? Cine? Dumnezeu. Prin ce? Printr-o corabie fără cârmă, care avea o singură fereastră sus. Oamenii puteau să vadă, să se uită doar la cer. Atât. A fost providență, a fost minune, sigur că da. Salvarea de după potop sau salvarea Babelului, cum trebuia să vină? Deci salvarea dinainte de potop era providențială. După potop, cum era salvarea? Prin metode de siguranță. Prin metode de siguranță socială. Vom face un turn și turnul va fi atât de puternic încât noi vom garanta că a doua oară. Metode de siguranță socială. Bă, nu avem așa? Blocuri care nu se prăbușesc la cutremur, blocuri care nu ard, 9-11, da? Și așa mai departe. Slava divină care a însoțit salvarea antediluviană a fost înlocuită cu abundența și luxul material pe care Babelul l-a pus la dispoziția lor. Oamenii n-au mai avut nevoie de slavă. Asta a fost începutul, Babelul. Evident, istoria Babelului s-a terminat într-o încurcătură teribilă, astfel încât oamenii care au vrut să aducă o nouă ordine mondială la Babel au adus o nouă dezordine mondială. Da? Și s-a întâmplat lucrul acesta, că după Babel asistăm la dezordinea mondială generală. Dar visul a rămas. Visul a rămas, nu? Și când împăratul Nebucadnețar în Daniel 2 visează, evident, Dumnezeu îi dă un răspuns la preocupările lui. Despre ce vorbește visul?
Nu vorbește despre același lucru, oare? Nebucadnețar, ca împărat al unei împărății sau unui stat mondial, evident că se gândește în momentul acesta la cum va arăta profilul noii împărății. I-a cucerit, sigur că da, i-a cucerit pe mezi, pe perși, pe asirieni, pe cine să mai vorbim? Ierusalimul, i-a cucerit pe toți. Dar după ce i-ai cucerit, ce faci cu ei? E o mare problemă să construiești un imperiu. Nu e ușor. Și din cauza asta, în capitolul 3, Dumnezeu ne spune că Nebucadnețar ajunge la momentul genial, la momentul geniului său de conducător. Și anume, nu cum să cuceresc, ci cum să construiesc. Ce ai de gând să faci, Nebucadnețar? Am de gând să dau un chip Babilonului acestuia. Pentru că dacă nu realizezi o ordine în imperiul tău, imperiul tău va fi un imperiu al unei sume de realități care nu au nicio legătură una cu alta, un fel de mozaic. Dacă te întreb cum arată imperiul, nimeni nu știe. Pentru că în Iudeea se trăiește într-un fel, în Asiria se trăiește în alt fel, în Egipt se trăiește în alt fel, când cucerești și Egiptul, bineînțeles. Dacă îl cucerești. Și așa mai departe. Dar observați, marii conducători, ei doresc să aducă un soi de uniformitate. Ei doresc să creeze un organism. Se numește astăzi cum? Sistem. Ei doresc să construiască un sistem care să angreneze toate aceste componente și să le dea o... Mulțumesc, o formă. Și asta este preocuparea lui Nebucadnețar. Și din nou Nebucadnețar are această nevoie, are această problemă. Din nou apare visul globalizării. Deja am cucerit toată lumea. Acum ce fac cu toată lumea? Și Daniel, capitolul 3, pentru că despre asta vom vorbi, Daniel, capitolul 3, este momentul în care împăratul încearcă să rezolve această problemă. Haideți să citim împreună Daniel, capitolul 3, de la versetul 2 mai departe. De fapt, haideți să începem cu 1. Împăratul Nebucadnețar a făcut un chip de aur înalt de 60 de coți, lat de 6 coți. Un chip. Unde-l văzuse? În visul lui. L-a ridicat în Valea Dura, în ținutul Babilonului. Diferența este, așa cum știm, că chipul acesta, spre deosebire de chipul visat, acest chip este... dintr-un singur material. Celălalt era din materiale diferite. Celălalt reprezenta secvențierea istorică. Acest chip are un singur material din cap până în picioare și contrazice secvențierea istorică și spune nu va fi secvențiere, va fi o singură realitate din cap până în picioare. O singură istorie. Se numește istoria Babilonului. Vreau să vă întreb, a avut dreptate sau nu? Și da și nu, așa este. Nu din punct de vedere istoric, pentru că după Babilon a urmat Medo-Persia, după Medo-Persia a urmat Grecia, după Grecia a urmat Roma. Noi suntem rezultatul tuturor acestor împărății astăzi, comunitatea europeană, chiar și America este depozitarul acestor informații, acestor culturi. Cu toate astea, dragii mei, a avut dreptate, pentru că lumea mea de astăzi, vrând nevrând, se numește Babilon. A continuat până în ziua de astăzi.
Generația mea este o mare recapitulație a tot ceea ce antichitatea și istoria a oferit până acum. Babilonul reapare pe străzi. Babilonul reapare în mintea oamenilor. Babilonul reapare în biserică. Babilonul reapare peste tot. Babilonul reapare. Mă întorc, versetul 2. Împăratul Nebucadnețar a poruncit să cheme pe dregători, pe îngrijitori, pe cârmuitori, pe judecătorii cei mai mari, pe vistiernici, pe legiuitori, pe judecători, pe toate căpeteniile ținuturilor, ca să vină la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. Sfințire? Bă, de ce sfințire? De ce e nevoie de sfințire? Ca să îi se închine. Mi-am notat ca să nu greșesc, am zis așa, una din procedurile cele mai eficiente, cele mai puternice, cele mai zdrobitoare de globalizare a maselor este globalizarea religioasă. Probabil că vei globaliza și din punct de vedere economic. Marile instituții cu, eu știu, cu sucursalele lor în toate țările și așa mai departe, lanțuri industriale, lanțuri de magazine, lanțuri de restaurante, lanțuri, toate acestea nu fac altceva decât înlănțuiesc pământul. Ele sunt elemente de globalizare. Dar nu există nimic atât de eficient și atât de puternic ca globalizarea religioasă. De asta, până la urmă, Nebucadnețar asta face. Să fie foarte limpede, Babilonul era un motor economic. Avea tot ce îi trebuie. Era un motor militar. Era un fenomen social. Uitați-vă încă o dată, oamenii care lucrează la acest ansamblu social. Auziți, zice, dregători, îngrijitori, cârmuitori, judecători, vistiernici, legiuitori, judecători, căpetenile ținuturilor. Era extrem de bine ansamblat, de extrem de bine organizat. Cu toate acestea, nici economia, nici armata, nici aceste realități sociale nu sunt suficiente. Împăratul cheamă tot Imperiul, tot pământul la vremea aceea, la închinare. Este elementul cel mai eficient în ceea ce privește globalizarea. Cum e posibil o globalizare religioasă? Cum e posibil? Vă voi invita să urmăriți cu mine câteva etape în globalizarea religioasă, pentru că globalizarea religioasă nu se face instantaneu, nu se face deodată, nu se face brusc și brutal, se face în etape. Vă voi da exemplu de câteva. Globalizarea religioasă este când îți pierzi identitatea religioasă. Când spui, nu contează cine sunt eu, nu contează. Important este să... Spuneți. Important este să cred. Ah, da. Dacă eu cred, asta este tot. Daniel a fost confruntat cu pierderea identității religioase în momentul în care i s-a schimbat numele din Daniel, ceea ce înseamnă Domnul este judecătorul meu, i s-a schimbat în... Belșațar. Schimbarea de nume înseamnă pierderea identității religioase. Sigur, s-a încercat lucrul acesta. E important să ai o identitate religioasă sau nu? E important sau nu? Există fenomene de genul acesta foarte serioase astăzi. Se numesc grupuri religioase nedenominaționale. Cu alte cuvinte, credem în Iisus Hristos și atât. Pe noi nu ne interesează identitatea. Wow, de ce? Pentru că identitatea în ultima vreme a fost catalogată ca fiind periculoasă. Identitatea te ține deoparte, identitatea te separă.
De ce e rău să fii separat? Aduceți-vă aminte când Dumnezeu se duce la Abraham și Dumnezeu este acela care îi schimbă numele lui Abraham. Și Babilonul i-a schimbat numele lui Daniel, da? Dar și Dumnezeu îi schimbă numele lui Abraham și din Abraham îl schimbă în Abraham, ceea ce înseamnă tatăl multor neamuri. Și ca și cum n-ar fi suficient lucrul acesta, pentru că să nu credem că a fost un lucru, cum să spun, particular numai în cazul lui Abraham. Dumnezeu se ocupă și de Iacob și face același lucru. Se ocupă de Iacob și schimbă numele din Iacov în Israel. Și iată-l pe Dumnezeu că schimbă numele și promite în Apocalipsă, zice, am pregătit pentru toți un nume nou pe care nimeni nu-l știe decât voi, dar eu vă dau un nume nou. Este vorba de o identitate specială, extraordinară. Dumnezeu lucrează prin identitate. Noi nu suntem ai nimănui și nu suntem orice. Nu suntem oricine. Noi suntem clari un popor care poartă pe frunte, vă aduceți aminte? Apocalips, capitolul 14, pe frunte numele Tatălui și numele lui Iisus Hristos. Este identitatea aici. Deci, încă o dată, globalizarea pornește de la un punct, și anume, fără identitate. 2. Omul credincios trebuie să fie pios. Toată lumea e de acord cu pioșenia, dar nu cumva să fie luptător. Pios, dar nu luptător. Toată lumea e de acord cu omul care crede, ascultă toate, pleacă urechea și în stânga și în dreapta și la minciună și la adevăr, dar nu cumva să fie un om care să aibă coloană vertebrală și să spună asta e minciună și mă împotrivesc, ăsta este adevăr și sunt de acord cu el. Nu cumva să facă lucrul acesta. De ce? Pentru că în ultima vreme se spune, dar nimeni nu mai știe care este adevărul. Nimeni nu știe ce este minciuna. Lucrurile trebuie să fie amestecate. Avem nevoie de o gândire paradoxală. Nu mai spunem ce este bine și ce este rău, ce este minciună și ce este adevăr. Nu mai sunt chemați oameni care să facă deosebirea. Sunt chemați oameni care să fie inclusivi. E, cunoașteți termenul, da? Inclusivismul religios este cel mai puternic afirmat astăzi. Totdeauna omul pios, totdeauna căutând, se spune, suntem într-o călătorie. Mergem împreună, căutăm împreună. Întotdeauna călătorind, dar niciodată ajungând. Nu cumva să ajungi să spui am înțeles, am găsit, asta este. Nu cumva să spui lucrul acesta. Întotdeauna să spui, a, mergem împreună. În cadrul ecumenismului de astăzi, Papa Francesc la un moment dat a discutat în legătură cu posibilitatea unirii tuturor religiilor. Și el a zis, știi ce? Hai să pornim la drum! Că nu mai este timp să tot stăm de vorbă. Păi de ce? Păi pornim la drum și pe drum o să rezolvăm noi neînțelegerile dintre noi. Important e să mergem. Păi încotro. Hai să ne mișcăm. Nu contează unde mergem, nu contează dacă ajungem, important este să fim într-un journey, să fim într-o călătorie și acolo fiecare dintre noi își dă cu părerea, fiecare negociază în legătură cu celălalt, negociem și direcția, negociem și viteza, negociem toate lucrurile. Dar nu cumva vreunul dintre noi să zică, uite, asta este calea către cer. Nu cumva să spui lucrul acesta, pentru că noi încă nu știm care este calea. Împreună vom stabili încotro mergem. Asta este noua modalitate, noua mentalitate. Așa gândim în ultima vreme. Și astea sunt etapele care ne ajută la un moment dat să ne îndreptăm spre o globalizare rapidă. Religioasă, bineînțeles. Vă aduceți aminte de textul lui Pavel care spune... Dumnezeu vrea să-L găsim pentru că nu este niciodată departe de noi. Problema este însă că noi îl căutăm bâșbâind
bâșbâind ca și cum ne-ar fi legat cineva la ochi. Și Pavel spune cu regret, deși el nu e departe de niciunul dintre voi. Dar lucrurile acestea despre care am vorbit până acum, fără identitate, pios, dar nu luptător, totdeauna căutând niciodată sigur, ăsta îl țin pe Dumnezeu la distanță. E bine să vorbim despre Iisus Hristos. Tot să vorbim despre Iisus Hristos dacă se poate. Ca pretext. Dar de ascultat, să ascultăm de cine? De cine? De oameni. Poruncile oamenilor. Strategiile oamenilor. Religia oamenilor. Dawkins spunea de curând, marele ateu, zice, eu sunt de acord cu orice religie. N-am nicio problemă cu religia. În afară de religia revelată. Înțelegeți deosebirea? Orice religie care ține de noi oamenii, să realizăm noi o etică, să realizăm noi o filozofie a noastră, să realizăm noi ce este bine și ce este rău, dar să nu ni se spune ce este bine și ce este rău, de unde? De la Dumnezeu. Să nu fie nimic revelat. Obama în 2004, am mai spus-o, repetam mereu, îl întreba cineva într-un report, ce înseamnă păcatul pentru dumneavoastră? La vremea aceea el candida pentru prima dată și el a spus foarte clar, foarte provocator, uluitor, să nu ascult și acum de principiile mele. Cum vi se pare această nouă definiție a păcatului? Adică să nu fiu onest cu mine însumi. Să cred una și să fac alta. Asta era pentru el păcat. Dar dacă ascult de propriile mele principii, sunt onest cu mine însumi și sunt ceea ce sunt, atunci e ok. Vi se pare onestitate? Sigur că e onestitate. Dar iertați-mă, și un hoț poate să fie onest. Și când vine hoțul la tine și spune, auzi, Valentine, unde ți-e bicicleta? Păi n-am mai găsit-o, caut de 3 zile. Și hoțul zice, eu ți-am luat-o. Cum numiți asta? Onestitate? Sigur că e onestitate, dar cum o mai numiți? O brăznicie. Adică, după ce că mi-ai furat-o, vii și spui. Vezi că eu ți-am furat-o, dar nu ți-o dau înapoi. Dar eu ți-am furat-o. Nu e o brăznicie? Adică, în momentul în care spui accept orice religie, dar să fie după cum vreau eu, după principiile mele. Dumneavoastră poate că ziceți că este onestitate. În realitate, este onestitate, dar e și nu, o brăznicie. Tupeu. Deci vorbim despre Hristos, dar ascultăm de oameni. Să știți, Nebucadnețar, în ceea ce vom discuta acum, nu va avea nicio problemă dacă, eu știu, evreii credeau mai departe în Iahve. Dar când zicea el să vă îngenuncheați înaintea statuii, în momentul ăla s-a ascuns de mine. Tu să crezi în Iahve, dar s-a ascuns de mine. Poți să și vorbești despre Iahve, poți să și vorbești despre Iisus Hristos, dar să asculți de mine. Poți să crezi în cruce și în iertare, fără nicio problemă. Poți să și faci cruce, mare, din cap până în picioare. Să o porți la piept. Să o zugrăvești pe steaguri. Asistăm în ultimul timp cu un reviliment catolic foarte puternic, în care catolicii vin cu steaguri, cu cruce, cu inima Fecioarei, cu inima și așa mai departe, cu diferite simboluri. Oamenii sunt foarte puternici în această afirmare. Poți să vorbești despre cruce. Poți să vorbești despre iertare, ca factor inclusiv. Înțelegeți? Dumnezeu ne-a iertat pe toți. Veniți toți să fim împreună. O inclusivitate în care să nu existe însă nicio deosebire între sfânt și nesfânt. Inclusiv înseamnă alandala, înseamnă oricum, nu înseamnă să mai ai ceva sfânt, înseamnă să ai totul
la oaltă. Există în Sfânta Scriptură un experiment pe care îl veți găsi în Vechiul Testament. La un moment dat, profetul vine și îl întreabă pe subiectul experimentului. Zice, te rog frumos, pune în poala hainei tale carne sfințită. Și îl pune carne sfințită. Zice, ia atinge-te de lucruri obișnuite. Atinge carnea sfințită de lucruri obișnuite. Și profetul întreabă, se vor sfinți lucrurile obișnuite? Care e răspunsul? Răspunsul, nu. Deci, sfințenia nu se revarsă peste oricine prin faptul că atingi sau că altceva, nu? Și apoi urmează partea a doua a experimentului și zice așa, dar ia un lucru necurat și atinge-l de un lucru sfânt. Ce se întâmplă? Se va sfinți lucrul necurat sau se va pângări lucrul sfânt? Se va pângări lucrul sfânt. Ori de câte ori noi facem lucrurile la oaltă și le punem la oaltă, crezând, deci și cele sfinte și cele nesfinte, crezând că păstrăm mai departe sfințenia, în realitate soluția este, sau rezultatul este, că lucrurile nesfinte le vor pângări pe cele sfinte. Și la final ce vom avea? Ce vom avea? Nici măcar sincretism, că sincretismul este să ai două lucruri de două feluri. Dar la final nu mai ai decât lucruri nesfinte sau pângărite. Deci, voi citi încă o dată lista care vi-am propus-o. Deci, creștinismul să fie fără identitate, să fie pios, dar nu luptător, totdeauna căutând, niciodată fiind sigur că a găsit, întotdeauna bâșbuind, vorbind despre Hristos ca pretext, dar ascultând de poruncile oamenilor, vorbește despre cruce, despre iertare, pentru ca să fii inclusiv și să aduci la oaltă și sfânt și nesfânt, pentru ca să obții ce? Profanitate. Probabil că va trebui să recunoști adevărul, dar niciodată cu valoare de lege. Niciodată adevărul să nu fie lege, astfel încât să despartă binele de rău, neprihănirea de păcat. Niciodată să nu vorbești despre legea lui Dumnezeu ca fiind un arătător din punct de vedere al drumului pe care trebuie să mergi. Niciodată. Dacă vreți, puteți totuși să recunoașteți legea. Cu condiția să călcați poruncile. Cum vi se pare? Așa se poate obține globalism. Așa se încearcă globalism. Creștinii vorbesc despre lege astăzi fără probleme, dar nici nu-și fac vreun fel de reproș faptul că ei calcă poruncile lui Dumnezeu. Câte una, câte două, câte trei, conștient, programat, așa mai departe. Sabatul zilei a șaptea, care face parte din porunca a patra, este în momentul acesta călcat de o lume care vorbește despre legea lui Dumnezeu. Vorbește despre legea lui Dumnezeu, despre ceea ce vrea Dumnezeu de la noi, dar Dumnezeu nu ține cont de o poruncă. Și dacă mai minți puțin, nu ține cont nici de asta. Și dacă te închin la idol, nu ține cont nici pe asta, de asta. Care poruncă a mai rămas necălcată azi? Spuneți-mi una. Care a rămas necălcată? În timp ce creștinismul vorbește cu mare evlavie despre legea lui Dumnezeu. Mă întorc la text. Să vină la sfințirea chipului care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. Păi ce sfințire e asta, fraților?
Că e vorba de sfințirea asta despre care vorbeam, despre sfințirea unei religii globale, în care chiar ideea de sfânt nu mai există. Și dacă ideea de sfințenie nu mai există, atunci despre ce sfințenie e vorba? Haideți să mergem mai departe. Versetul 3. Dregătorii, îngrijitorii, cârmuitorii, judecătorii cei mari, vistiernicii, legiuitorii, judecătorii, toate căpetenile ținuturilor s-au strâns din nou la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. S-au așezat înaintea chipului pe care îl înălțase împăratul. Iar un crainic a strigat cu voce tare: iată ce vi se poruncește, popoare, neamuri, oameni de toate limbile, în clipa în care veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăurtei, psaltirii, cimpoiului, a tot felul de instrumente de muzică, să vă aruncați cu fața la pământ. Ce fel de închinare e? N-are nimic de a face cu sfințenia. Are de a face cu ce? Poftiți? Cu ascultarea. De cine? De poruncile oamenilor. Vorbești despre Dumnezeu și ascult de poruncile oamenilor. Asta este esența globalismului religios babilonian. Și dacă doriți, despre asta vorbim acum, când intrăm în capitolul 3. Este cel mai puternic atac pe care îl găsim în Scriptură până în momentul acesta împotriva conștiinței unui om credincios. Cel mai puternic atac. Muzica ia mințile oamenilor, ți le ia. Chipul de aur care era în față îți lua vederea. Cuptorul de foc. Babilonienii erau artiști în așa ceva pentru faptul că ei foloseau la coacerea, la arderea cărămizilor, cuptoare imense cu smoală. Cuptorul cu foc, din care ieșea fumul acela de smoală care se vedea de nu știu unde, te obliga, nu-ți dădea voie să alegi. Te forța. Deci muzica îți lua mintea, chipul îți lua ochii, focul nu îți dădea voie să alegi. E pentru prima dată aproape când Sfânta Scriptură se ocupă în mod descriptiv de lucrul acesta. Și tot pentru prima dată, dragii mei, Scriptura se ocupă descriptiv de faptul că la final, împreună cu trei tineri care au zis nu, va fi un al patrulea cu un chip de Dumnezeu. Ne vom opri aici, de fapt, cu introducerea în acest al treilea capitol. Nu putem să avem o introducere până să nu ne gândim de fapt că Dumnezeul acela care era conceput de babilonien ca un Dumnezeu care locuiește undeva în cer, pe nu știu unde, care se ocupă cu treburile lui și are treaba acolo în bucătărie cu șorțul, Dumnezeul respectiv este fascinant datorită faptului că îl surprinde pe Nebucadnețar prin faptul că vine la lui. Vine la lui. Nebucadnețar avusese impresia că Dumnezeu rămâne acolo. Din cauza asta el își permisese să schimbe structura visului. Visul ăla care l-a avut dat de Dumnezeu, în care doar capul era de aur, restul nu era al Babilonului, chipul acela el l-a schimbat și a zis: nu, îl fac tot de aur, pentru că și așa Dumnezeu este acolo, nici nu bagă de seamă, el rămâne acolo. Din cauza aceea a uitat de Daniel. Cum lumea post-diluviană a uitat de corabie și și-a făcut un turn, la fel
Împăratul Nebucadnețar a uitat de Daniel, pur și simplu, și a uitat de visul lui și a zis: Daniel, e adevărat, este un slujitor al Dumnezeului preanalt, dar acum mă ocup eu de treaba asta. Sunt suficient de puternic să negociez eu cu Dumnezeu. Și schimbă tot. Și Daniel nu e acolo. Și este momentul în care cheamă pe toată lumea. Îi pune pe toți să se închine. E vorba de un moment de închinare și este vorba de o dedicare extraordinară în care el credea că Dumnezeu nu se amestecă. Dar Dumnezeu se amestecă. Întrebare. Unde sunt evreii în toată treaba asta? Unde sunt evreii? Nu sunt. Evreii sunt aceia care ar trebui să stea în picioare, să nu se plece. În momentul în care evreii își pleacă genunchii, ei nu mai sunt evrei. Vă rog să observați, evreii care au început compromisul lor prin faptul că au mâncat la masa împăratului, capitolul 1. În capitolul 3 nu mai sunt, nu mai există. Globalizarea are forța ei. Când ai făcut compromis într-un singur punct, în punctul 2 nu vei mai fi creștin. Rețineți lucrul acesta. În punctul 2 nu vei mai putea mărturisi pe Iisus Hristos, deși poate, din punct de vedere al numelui, vorbești despre Iisus Hristos. Știi despre Iisus Hristos. Cunoști Sfânta Scriptură. Dacă stă cineva de vorbă cu tine, poți să-i răspunzi. Dar în câmpia dura, în fața chipului de aur, evreii care au făcut un compromis la masa împăratului au dispărut din punct de vedere al identităților religioase. Nu mai sunt. Încă o dată pun întrebarea. Unde sunt evrei? Primul răspuns a fost: nu sunt. Unde sunt evrei? Poftiți? În cuptor. Evreii sunt în cuptor. Niciun evreu nu este în afara cuptorului. Evreii sunt în cuptor. A treia întrebare. Unde sunt evreii? Unde este Iisus Hristos? Pentru că cel de-al patrulea semăna. Nebucadnețar. N-am aruncat noi în mijlocul focului trei oameni legați? Versetul 24. Ei au răspuns: așa e, împărate. Versetul 25. Ei bine, eu văd patru oameni umblând slobozi în mijlocul focului, nevătămați, și chipul celui de-al patrulea seamănă cu al unui fiu de Dumnezeu. Frate, să vezi patru? Unde sunt evrei? Unde este cel de-al patrulea? Frații mei, vom continua cu capitolul 3, doar o introducere, dar vreau să vă spun limpede, credința creștină și credința în Iisus Hristos este extraordinară, este fantastică. S-ar putea într-o zi ca Dumnezeu să-ți dea întâlnire în cuptorul de foc. Te duci? Te duci? Dacă Dumnezeu îți dă întâlnire în cuptorul de foc, Psalmii spun așa: îmi întinzi masa, Doamne, în fața potrivnicilor mei. Doamne, repet ceea ce spuneam și altă dată, în altă parte nu se poate decât în fața potrivnicilor mei, pe front, în linia întâi, nu se poate în altă parte.